Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru, omul care promovează Maramureșul, așa cum știe și cum se pricepe. Astăzi suntem la Sighetul Marmației, pe locul unde se ține târgul de la Sighetul Marmației, doar că astăzi e o mărturie, numai că după foarte mulți ani de zile, după 10-15 ani, în Sighetul Marmației se va ținea și mărturie, deci la începutul lunii, așa cum știți de obicei, în prima lună, de la începutul lunii va fi târgul de țară, care e un târg foarte mare. Iar la două săptămâni, în a doua miercuri, de la începutul lunii, va fi mărturie. Oamenii s-au adunat, doar că pentru prima dată, după foarte mulți ani, când se face și mărturie, iar oamenii încă nu știu, deși eu am anunțat pe toate rețelele de socializare, oamenii încă nu știu că se va ține și mărturie la Sighetul Marmației, dar de acum înainte, așa cum am fost anunțați, la Sighetul Marmației va avea loc și târgul la începutul lunii și mărturia peste două săptămâni, la a doua miercure de la începutul lunii. No, oameni dragi, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, ceea ce promovez, să mă susțineți într-un număr cât mai mare, pentru că atunci mi-e mult mai ușor să promovăm aceste târguri și aceste piețe, ca să nu dispare de la noi din Maramureș. Nu uitați să dați o abonare care e gratis pe dumneavoastră, nu vă costă nimic, dar în schimb pe mine mă ajută foarte mult, o distribuire pe la prietenii dumneavoastră. Vă doresc vizionare plăcută. S-a adunat un pic de lume, deși nu foarte multă lume, pentru că așa cum am spus, e prima mărturie după foarte mulți ani, după 10-12 ani, iar lumea încă nu știe că se ține mărturie. S-au adunat cu câțiva cai, acolo doar o tarabă cu mici. Să sperăm că luna viitoare va fi mult mai bine, după ce vor afla oamenii că se ține și mărturie. Aici niște căluți frumoși. Aici un cal frumos. Doar câțiva cai, foarte puțină lume, s-au adunat câțiva oameni numai, pentru că lumea încă nu știut că va fi și mărturie, dar să sperăm că va fi din ce în ce mai bine, oamenii vor afla și vor veni într-un număr cât mai mare la târguri și la mărturii. Să vină oamenii la mărturie la Sighe. Să vină la din nou târguri, mărturii la Sighetul Marmației. Eu am anunțat pe toate rețelele, dar încă oamenii nu știu și nu mulți nu vin. Sigur ce spune domnul Sandu. Deci în a doua miercure din lună, la începutul lunii, în prima zi de luni va fi târgul mare de țară de la Sighet, iar în a doua miercure va fi mărturia la Sighetul Marmației, începând de luna aceasta. Se va în 2000, exact cum a fost acum 10-12 ani de zile. Se va ține și mărturie la Sighetul Marmației. Așa că, oameni dragi, nu uitați să veniți în număr cât mai mare, să vă vindeți animalele, produsele, tot ce aveți. Toți gospodarii să vină aici. Toți gospodarii să vină, astfel încât aceste târguri și aceste piețe să nu dispară. Uitați ce cai frumos are domnul. Doi mânji aici. Doi mânji. Cât timp au? Un an și 6 luni și 3 ani. Ăsta are un an și 6 luni primul. Și da, cel... tărcatul șargul are un an și 6 luni și negru are 3 ani, o să facă în martie. Și îi vinde sau numai... Deocamdată, dacă se plăcesc, și vinde. Da. Cam cât ar fi un astfel de mânz? În jur la 3.000. 3.000 de euro? 3.000 de euro? Da. În jur de 3.000 de euro, oameni buni. Învățat la căruță, la hanfă. Deci liniștit se poate pune la căruță să tragă fără nicio garanție, nu se pune probleme. Deci, oameni buni, uitați să veniți la târgul de la Sighe la mărturie, pentru că se va ține și mărturie. O pereche de mânși faini. Ia cât îți e fain. Fain mânz, aveți noroc la ei. Mulțumesc tare frumos. Cu drag, oricând. Doamne ajută, o zi faină. Numai bine. Aici niște cai frumos iară. Ăștia s-a dumneavoastră? Da, vreau să vin la fermă. Dar mă duc în Germania și trebuie să vând toți caii. Da, plecați din țară? Păcat că... V-ați găsit de lucru acolo? Da. Asta e un mânz de 2 ani. Un mânz de 2 ani, frumos. Da. Foarte frumos. De unde sunteți, dacă nu vă supărați? Din Sighet sunteți, de aici suntem. Sighetieni amândoi. Da. Deci ăsta are 2 ani, mânzul ăsta. Da, 2 ani. Asta la ce preț ar fi? Câți bani? 5.000. 5.000 de euro? 5.000 de euro, așa-i? Negociabil.
Foarte frumos, mă. Să dai Dumnezeu să-l vinde, să. Mulțumesc. O iepuță. Acolo e o mânză de 3 ani. O mânzocă de 3 ani. Da. Știe, trage la căruță, a spus-o. Mere, mere și la căruță. Deci, oameni buni, la mărturia de la Sighetul Marmației, numai că oamenii încă nu știu că se ține și mărturie, dar așa cum am zis, de luna asta o să se țină și mărturie în Sighetul Marmației după foarte mulți ani. La fiecare lună e târg de țară. În fiecare lună, așa cum am anunțat la începutul lunii, e târgul de țară, târgul mare, iar în a doua miercuri, la două săptămâni, va fi mărturia. Aici niște cai frumoși. Da, da, Tarzan. Frumoși cai. Ăștia la ce preț ar fi? Bucata. Asta la ce preț? Asta surul 8000. 8000 de euro surul ăsta. Da, frumos. De 2 ani. 2 ani are ăsta. Frumos. Să aveți vânzare bună, să dai Dumnezeu să-i vindeți. Îi vindem că mergem la lucru. Plecăm în Germania. Mergem în Germania, nu mai stăm. Da, v-a săturat de țara asta. Ne-a săturat aici, nu vezi, cam dă felul bag aici. Am un, nu vezi, dă, o dat bola noi. Azi mâine de tari. Lasă-le așa, hop. Dar ce fain stau tăți așa în linie, ce frumos stau. Ce frumos stau tăți în linie. Vă las numărul de telefon, să puneți un anunț care sunt da, interesat. Spune numărul, spune RARC. Numărul de telefon 0742 800 449. Deci, oameni buni, cei care vreți să cumpărați cai, începând de la armăsari, pe la băiatul ăsta din Sighetul Marmației, puteți să-l contactați, salvați numărul după, clip și îl puteți suna, stați direct de vorbă cu el personal, mai negociați, vă înțelegeți la preț, că omul vrea să plece în străinătate și o găsit de lucru în străinătate și atunci pleacă și omul trebuie neapărat să-i vândă, să scape de ei. Deci puteți să-l sunați, aveți numărul pe video. Aveți numărul meu de telefon. Și vorbiți direct cu omul, cu proprietarul și vă înțelegeți. Mulțumesc frumos, o zi bună. O zi bună. Să sperăm că data viitoare or fi mai mulți la mărturie. Da, da. Mai mulți oameni. No, oameni dragi, din păcate, puțină lume. Nu prea au venit oamenii pentru că nu prea au știut că de luna asta o să se înceapă să se facă și mărturie. Foarte puțini au venit, dar sperăm că încet, încet, din vorbă în vorbă, de la unul la altul, să se audă și să fie și la mărturie din ce în ce mai multă lume, ca omul, țăranul de la țară să-și poată vinde produsele și ceea ce are în gospodărie. Au venit băieții cu caii, care au foarte mulți cai, ei au venit într-un număr destul de mare, în schimb cu cereale, cu alte lucruri, nu au venit oamenii pentru că nu au știut. Sperăm că o să fie mult mai bine, ia și acolo o tarabă cu mici, o să sărim de data asta peste mici, că suntem la cură. Eu sunt Sandu Gospodaru, omul care promovează Maramureșul, așa cum am spus, dacă vă place ceea ce promovez, nu uitați să mă susțineți printr-o abonare care e gratis, pe dumneavoastră nu vă costă nimic, dar în schimb, pe mine mă ajută foarte mult la promovarea acestor târguri. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, numai bine rău la nimeni, Doamne ajută-ne la tăți!